Yo te la mía, mis padres. Mis padres. Postese. Ce să facă? Să-l prind. Da, așa e. Da. Și codul de bare plus de asta e unic, știi, aia e chestia. Aia e aparat unică și aia la Fanta, gen, na, dacă ești cu Fanta, cu de aici. Da, da, Fanta e Fanta. Știu, Fanta e Fanta. Gata? Uțiloi? Hai, care cum face? A, dar cum vrei? Unde-l pui? Sub brad? Sub brad, n-avem brad. Luăm un brad din vitrină și aia. Filmezi? Nu-i filmezi de picioarele eu. Mâine acolo jos, așa? Da. La mulți ani. La mulți ani. Eram sigură. Zine. Ți-am zis eu, mă? Eram sigură 100%. Știam. Ia să-l vedem pe Daniel. Se scoate, sigur. De ciorbă. E de la Tefal. E Tefal. Ia să vedem. Facem unboxing. Unboxing. Mai ceva ca să am funghe 10. Oh. E o cană albă. Alb. Imediat. Stai că zice bine ce zice. Ba. Asta e ăla de la, asta e ăla din Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die. Îl știți, da? Acum tu de trebuie, na, deci cu zi tu. Băi, vezi că e mișto asta. Ai citit-o? Da. Și e mișto? Da, mi-e place. Și e și filmul, da. Stai că acum e aici. Uite! Băi, ce drăguță este! Băi, ce mișto se vede! Îți bate steluțele astea sus. Ce dar! E filmul lui Dante! Mulțumesc, șefă. Mișto. Hai, Aișe. Uite-o, frate, că nu-i mai ia nimeni cartea din mână. Să ia cineva cartea din mână. Ce tare! Să ia cineva cartea din mână și să-și desfacă-o. Tu știu că faci asta intenționat, să nu... Hai, odată. Normal! Apa, păcale, scuze. Tot aia. Stai că simam țâțele. Da, normal. Ia uite-o, mă, frate, fuge. Bă, dar toți fugiți. Îți place, mă? Machinul, uite, era să ard și... Nu se ia, nu, nu, nu. Face, are boală. Nu-i foarte. Nu-i trebuie să-i facă pantul aia. Sigil. Trebuie să-i ia sigil, dacă așa... Nu știu, nu mi-a plăcut. Nu știu, șeful, să citesc. Mă apuc de aia, macar. Îl desfac? Deci rupi, rup direct. Ba da, mă rog. Dar mă filmează, ok, nu mă deranjează, apar undeva. Așa am stat și o dată pe o minute cu telefonul și n-am apăsat pe ăsta, dar ați lăsat așa pe... Ha, nu, că sunt... Ba da. Uite și ta. Ți-l-am zis în ziua de aici. Ce tare! Din asta vreau să-mi cumpăr! Știu, da, îți mai întâi să-l încerci. Mamă, e la droguri? Da. De calitate? De calitate. Nu ok, ajută sau ce puteți fi? Șoc, ce este? Ce este? Da, e de la boxii. Ce tare! Știi că există de-aia... Foarfecă de-aia. Foarfecă!
Am zis că știu că ei sunt lui după tine, știi? Pe face. Wow. Ne-am dat naip. Ai mai, te-ai mai uitat și la clip, îmi venea să te omor, știi, erai ceva genul, acum vreau să mă uit la clipul tău când am ales cadouri, n-ai să omor. Ce drăguț! Cu turban, păi de-aia că te văd cu turban roz și așa, dar nu te faci cu verde, când îl ai pe la verde, încă poc. Ăsta este ruj. Da. Eram sigur. Ăsta este din ăsta. Ăsta e de ăsta. Ăsta e de ăsta. Nu sunt prost, sunt proastă, dacă vrei. Ce tare! Hello, machiaj, scăpam de ele. Ce că scăpam de ele? O tigaie. Păi, dacă ai fost tigaie... Ți-am zis, husă de volan cu puf. Eu îi luam husă de volan cu puf. Așa merge. Pui mei bufanda, nu se mai desface ăsta. Normal că nu, că trebuie să fie desfăcut. Ce tare! Sper că am nimerit și nuanța. Când am boxing, nu. Ăla e scuțitoarea aia nebună. Tot cum pui filmulețe de două ore. Mamă, omule, așa. Asta se sortează cu ăsta. Da, ce fata l-a zis că vreau ăla? Că uite așa. Și asta ce e? Ca ea, știi? Și la... Nu știu la cum e la jeans. Se cheamă Elisa. Păi soția aia, dragul lor, n-ai văzut că-s turcoaică? E turcoaică. Așa e. Un basket. Ce drăguț! Am făcut vizite astea ca să primă la YouTube. Basket, da. Secret, Santa, frying pan. La mine totul e pe foarfe, că tu... Da, și dai seama că e o cană. Păi nu știu, dar seama până acum. Firea să fie, nu știam că e. Bă, fața ta, ia aia de fața, jos de faci ce ai. Fața ta e prea. Nici nu mai știu să zic. Bă, nu e cine știe ce, că nu prea am mai găsit. Ia uite-o, mă. Ți-am zis să iei forfe. Ți-am zis că n-am mai găsit, apropo. N-am mai găsit cana aia. Așa că ți-am luat una pe lângă. E o suculentă. Nu știu ce e. Aici sunt drogurile. E quartz. Quartz. Și am zis să le iau așa rotunjor, că e gen să știi că papa ce. A, un plic. Păi un plic sunt e de ăsta de vorbit. Și nu mai e de ceai. Așa. E așa că da. Nu l-a desfăcut mă nimeni ce ai. A. Na, deci nu știam nicio de ce. De aia are capacul ăsta. Băi, ești nebun. Alo. Te-a făcut șeful de comedie. Șoc și groază. Burtieră, pui știu burtieră de aia de break news. Da. Ce să-i fac și pe ăsta? Când ai stat să-mi pachetez chestia asta? Nu știu, frate, mi-e place să-mi pachetez, lăsați-mă în pace. Este... Da. Stai că l-am desfăcut, a ieșit cu capa. Stai, mă! Ce vrei, mă? Păi stai acum până stai să citești, până te citești acasă, până una alta, doamne. Nu știu, a luat foc în momentul în care eu l-am făcut. Stai așa. Bă, eu când vă zic de foarte, că există, mă, foarte, că, băi, oameni, mă. Am o sabie. Doamne, ăștia să nu fi tăiat ceva, știi cum. Mamă, și alte chestii ambalate în alte chestii. Sunt scrisorele, măi. Am scris. Duminică de decembrie, băi, da. Nimic. Dar aia ești tu părând unul, așa. Nu mai știam care e unul. Dacă le citești, nu trec acasă, că nu știu sigur la unboxing-ul tău. Mamă, cât a scris! Uite, mă, așa un două? Oare... Măi! Măi, ai dat ăla, măi! Bine, hai că citezi mai acolo de făcut, mă, dacă vreau să văd dacă îți place. Mulțumesc frumos! I s-a făcut milă de mine, într-un final. De voi toți, că văd că stați aici și ziceam din fața să mă trebuie mai deschid cadourile.
Gata, pot să mă și acum la al meu? Așa, mulțumesc. Da, ce să nu, că mă... Nu, mă, că nu ne-ai văzut nici măcar numai asta. Tot te-am scoate, măi. Opa, stai că-l scoate într-un mare... Ce dă ăsta, ești nebun, sclipuricește. Măi, Dumnezeu ține cu mine și încredința client. Meu. Ce-ai făcut aici? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Mam, stai că simți asta, după ce mă dor ochi, mam. Stai, mulțumesc frumos. Să nu-mi prindă nasul, știi că mă uit. Nu, mulțumesc frumos. Și să știi că pe asta o păstrez. N-ai. Așa. Ia zi, uite ce se face. Păi mă, că avem fie pregătită. Nu e copilul, dar ce simplu. E doar cu stingere. Nu pot să-l... Nu pot să dai... Cum l-ai băgat acolo? Pun un om aici, mâna. Stai, băi. Mai auzi că... Am cheile de la... De la cătușe. De la cătușe. Violent. Mă luasem înainte. Mamă, că știu bine, sta! Pam, pam! Nu cred! Și-o mie ieși pe grață sau? Bă, deci, am să încerc să aprind becul mai ca un om normal. Vai de capul meu! Ah, prea multă lumină! Mult prea multă lumină! Am aprins becul fix acum și abia vă văd! Abia văd bine că îmi știu laptopul și toate cele. Stați un pic să-mi revin. Cică welcome și nici măcar nu am băgat parola. Prea multă lumină. Nu îmi place lumina, vreau întuneric. Simplu. Ce faceți? Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Sper că sunteți bine. Am ajuns acasă. Din câte observați, nu suntem la târgul de Crăciun. Ora mie. Nu prea pot să spun că mai am ceva pe buze, având în vedere că am fost plecată de dimineață la muncă. Dar vedeți acest tuș la ochi. Wow. Mama mi-a zis că îi place la nebunie cum stă cu această culoare de portocaliu așa și tuș. Și ideea este că n-am filmat pentru că am zis că o să filmez la târgul de Crăciun și că nu o să vreau să fie foarte, foarte lung clipul. Dar ce să vedeți voi? Nu am mai dus la niciun târg de Crăciun, că de ce să mă duc eu la târg de Crăciun? Eu nici nu voiam să mă duc la târgul de Crăciun. N-am nicio problemă cu acest aspect. Deloc. Da. Revenind un pic. Tocmai ce am deschis și eu calculatorul, laptopul, păcăul din câte știți. O să vreau și eu să ascult niște muzică ca un om normal și civilizat. Să mă uit la clipuri. Trebuie să mă uit la Natalia. Nu m-am uitat la tine, Natalia. Ce fac? Ce fac aici? Ce păzesc? Nu știu ce păzesc, dar în fine. Vreau să vă spun că am filmat totuși un pic de tot pe la muncă și e posibil să vă uitați la mine să spuneți: băi, mi se pare că nu sunt tocmai egale liniile tale de tuș. Și eu m-am uitat toată ziua la asta. Sunt oarecum egale, dar nu prea. Mișto. Așadar. Revenind cu tusea mea cea minunată, mă gândeam dacă am aprins becurile, dar mi-am dat seama că le-am aprins. Așa. Mi-am dat seama că astăzi este Secret Santa și ar fi simpatic să arăt câte ceva. Așa că mai mult ca sigur ați văzut clipurile, cred că înainte de ăsta care intră acum, gen, o să vă arăt așa în mare parte cam ce-am dat unul altuia și ce-am primit eu și ce-am dat. Eu am avut-o pe colega mea Aisha și ea m-a avut pe mine. După ce că ne înțelegem noi foarte, foarte bine, ne-am avut una pe alta. Nu știu cum, i-am zis și eu, ei, karma asta se întâmplă întotdeauna, dar sunt tare mândră. Sunt tare... Să-ți spun. Credeam că mă strigă, nu mă strigă nimeni. Mă mir! Bun. Este 7, iar eu abia am ajuns acasă. Teoretic ar fi trebuit să termin la 4, dar... Da, nu prea s-a întâmplat așa. Am mai stat, am mai vorbit, una alta. Bun, vreau să fac puțin ordine mai întâi în ghiozdan. Cât timp vorbesc cu voi? Pentru că am o portocală aici și trebuie să scot. Să nu se strice unul de alta.
Și logic am și încărcătorul și ar trebui, ăsta e singurul meu încărcător și îl țin pe mine oriunde aș fi și mi-e frică să mă cumva să-l uit pe undeva pentru că, hei, nu am alt încărcător pentru S9-le ăsta minunat al meu. Am o dezamăgire legată de Telecom, again. De data asta nu am nicio problemă cu semnalul sau cu simplu fapt că, vai, doamne, am cadouașe. Cu simplu fapt că, nu știu, nu funcționează, n-am mai habar, n-am, nu știu, ceva pentru abonament. Am o problemă cu telefonul, pentru că eu mi-am luat acest telefon S9. Am zis să pun pe scaun, am ori aici. Mi-am luat S9-le ăsta cu abonament. Din două motive. Nu că aș fi și mai ieftin, nu neapărat, că S7-le l-am luat gen cu banii jos. Dar, zic că, bă, dacă tot îmi prelungesc abonamentul și l-am spart și am spart S7-le, ar fi mișto să-l schimb. Să-mi iau anul nou și hai să-l iau la abonament. Plus că abonamentul este mai mic, acum, mă rog, chestii de-astea. Teoretic, eu dau pe abonament 125 de lei, 2 ani. Deci, ok. Măi, oameni buni, am o problemă existențială pentru că nu o să se vadă acum că e închis și, hei, uitați-vă pe voi aici. Pe partea aceasta de aici, în momentul în care deschid și este în display problema, în momentul în care deschid orice, până și dacă mă uit normal la el așa, pe partea asta aici nu o să vedeți că de-abia se vede cu de-abia. Se vede cu ochiul liber și se vede mai ales în momentul în care editez. Nu e ok. Pur și simplu, am niște pătrate și știu că au mai pățit chestia asta mulți, să le rămână pe partea asta pe aici tastatura. Adică, gen, să le rămână de la tastatură cifrele, numerele, chestii de genul ăsta. Și mi se pare o prostie. Adică, băi, n-am întâlnit chestia asta la nimeni, la niciun fel de telefon pe care l-am avut până acum și m-am dus eu la ei și le-am zis, știți, uitați, am problema asta cu telefonul, este din display și aș vrea să se rezolve, pentru că folosesc telefonul și îl folosesc foarte mult eu de fel. Mai ales că am avut noroc că totuși am camera și filmez cu ea și mi-este ușor. Dar băi, când vine vorba că vreau să fac și o poză, când vreau și să editez. Că de cele mai multe ori ceea ce vedeți pe Instagram și ceea ce vedeți ca poze, tot telefonul folosesc că mi-este mult mai ușor. Cu asta, cu această cameră, mi este foarte ușor să fac poze și toate cele, dar tot în telefon le bag sau în laptop, depinde. Dar de cele mai multe ori în telefon. Și de fiecare dată am problema asta, mi se văd pătratele alea acolo și mă exasperează. Nu spun din răutate, dar băi, am luat un telefon de bun și au apărut chestiile alea la nici o lună, două. Am zis că, bă, poate e de la aplicații, poate hai să-l mai fac, hai să... Tot acolo e. Așadar, m-am dus foarte frumos la cei de la Telecom, s-a în plața și le-am spus de problemă. Băiatul meu a zis, nu știu, nu ce, că să înțeleg că trebuie să am privirea asta gen mai dramatic, așa, și să mă duc să fiu nervoasă ca să mi se rezolve o problemă, că aș pot să fiu nervoasă, dar nu-mi place, pur și simplu, sunt un om foarte rău de fel dacă vreau, dar nu vreau, adică, păi, hai să rezolvăm treaba frumos și elegant, nu? Nu. Și mă gândeam să mă duc că nu este el, că nu este băiatul acela, să mă duc la unul din oamenii care stau acolo de obicei la calculator sau ceva și să le spun, uite, problema este asta, vreau să mi se rezolve la garanție. Pentru că eu am plătit garanție în plus, asta înseamnă că am dat, nu mai știu, 4 milioane sau ceva de genul, dacă cumva se sparge ecranul telefonului, se sparge și display-ul, eu, să am telefonul, să mă duc cu ei să mi-l repare, din cap până în picioare, da? E, asta mă enervează pe mine, că dacă aveam eu o problemă la display, că, vai, doamne, l-am scăpat, l-am băgat în apă, sau, nu contează dacă l-aș fi băgat și în apă, este un telefon care rezistă la apă, da? Ar trebui să-l pot băga în apă, că dacă vreți să fiu rea, pot să fiu. Ce să mă duc la cineva să-mi spună ce și cum? Asta e marea mea problemă existențială. Aoleu, ce mă fac? Ce mă fac eu cu oamenii ăștia, doamne? Și m-au pus să mă duc la Apaca. Hop, sau nu mai știu unde. Mi-au zis undeva departe și eram, domnule, pe bune, că da, că dacă e pe aici, că până stă, că până... Da, nu știm, păi... până stă.
Până ce? Vreau și eu să mi se rezolve telefonul, că, pe bune, sunt și eu un om care chiar are nevoie de telefon și să fie funcțional așa cum trebuie. E funcțional, oare cum? Că dacă e să o luăm așa, nici bateria nu este ceea ce ar trebui să fie, că ar trebui să fie o baterie mult mai bună ca S7-le și nu este, având în vedere că pe S7-le ăla l-am folosit, l-am forjat, la modul eu am filmat cu S7-le toți cei 3000 și ceva de abonați pe care îi aveam eu pe celălalt canal au fost făcuți din toate clipurile filmate cu un telefon S7. Adică, băi, telefon bun, Samsung e o firmă bună. Poate am prins eu ceva mai nașpa. Aia e, plus că prin combinațiile astea cu Telecom nu e cea mai mare, ok, cel mai bun lucru să faci. Dar, de fel, pe bune, sunt un mare fan. Nu am, n-am laptop Samsung, dar sunt un om care crede în Samsung și mi se pare aiurea, gen... Tu să vii la Telecom să-mi spui că nu. 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 Ce? Nu. Ce? Că se rezolvă dacă vreau. Trebuie să se rezolve, că așa e normal. Totuși. Whatever. Încercăm să fim simpatici. Încercăm. Că vine acum Crăciunul. Eu filmez asta pe 23, o să apară pe 24. Eu mâine o să merg la... Băi, unde îmi focusezi? Unde îmi focusezi? Așa. Eu mâine ar trebui să merg la Târgul de Crăciun, iar, așa cum am fost și astăzi. Dar mă duc cu Aișe. Nu știu dacă o să vrea să vină și Dana sau ceva de genul ăsta. Sper că vrea, nu știu, dacă vrea, o invit să vină, dacă vrea, mă rog, mă lăs. Sunt obosită puțin, foarte puțin. Așa. Și ar trebui să fie o seară mai plăcută. În seara asta am câteva chestii de împachetat. Pentru că, hei, Crăciun, cadouri, nu vreau să mai pachetez iarăși până la două noaptea să stai, să le pun. Ha, nu, vreau mâine doar să mă duc, dracului, la Târgul de Crăciun, să... Nu o să pot să beau un vin fier, pentru că de fiecare dată sunt cu mașină, dar să mă duc la Târgul de Crăciun, să mă plimb un pic pe acolo, o ciocolățică călduță, merg acasă, foarte frumos, bam, mă pun să mă spăl, stau lejer... Mă uitam la Storm, că se pune pe frunză și vrea să stea pe frunză ca pe hamac. Că știți că peștii de obicei dacă stau pe frunză, de ce nu stau pe hamac, mă rog. Și doar să pun cadourile sub brad și cu asta basta. Nu vreau nimic mai mult. Deci nu mai... Bun, haideți să vă arăt real ce am primit. Bam, bam, bam. Că după aia o să încep să editez la acest clip, că am vorbit 10 minute deja. Păi, vă dați seama dacă eu stăteam și vorbeam cu voi și mai mergeam și la târg? Era bine, dar totuși stai un pic să-mi bag pe telefon, m-am încărcat că mai 1% baterie. Hei, ura mie. Foarte mișto. Apropo de cadourile astea cu... era să cadă ăsta. Am oglinda aici în față. Apropo de cadouri, de Secret Santa și chestii de genul ăsta. Bă, oameni buni. Foarte greu. Unii oameni foarte greu. Pentru că nu se poate. Dar ce să facem? Aia este. De fel, am avut noroc. Cred că anii ăștia am avut noroc și mi-am dat seama de asta. Că am dat de oameni care îmi știu gusturile. Pentru că... Nu. No. Nu. No. Bun. Stați să scoși eu din... pungă. Cheile de la mașină. Și mi-am băgat eu pe aici și binelele și tot ce mai avem pe mâini, că nu mai... A trebuit să o ajut cu mama un pic. Și am eu niște chestii pe aici și vreau să mi le scot. Bun, așa. Le punem aici. Am venit într-o punguță așa super simpatică. Bam, bam, bam. V-am și arătat de fapt în clip, dar mai bine să... Să vă... Ce? Nu știu ce am făcut, nu merge să închid, în fine. Dar mai bine să vă fac și așa, live, așa cu mine în față. Am primit această cutie foarte frumoasă, vedeți cât de lucioasă este, mamă. În asta m-am gândit, de multe ori, ar fi foarte mișto de multe ori până să vin acasă. Se deschide așa, să-mi pun pensule. La asta m-am gândit eu. Acum nu știu, să vedem ce și cum. Mi-ar plăcea că pot să țin și așa și să am pensulele aici. Vedem ce și cum. Așadar, din cât ați observat, mai mult ca sigur, de ce m-a făcut pe mine să fiu super fericită, este simplul fapt că am primit niște chestii foarte drăguțe. În prima fază, am aceste două cheițe care arată cam așa.
sunt foarte drăguțe, nu-i așa? E, aceste două cheițe, din câte observați și voi, sunt folosite pentru astea. Am primit cătușe! Am primit cătușe de Crăciun. Pam, pam, pam. Și sunt negre și îmi plac. Nu, serios, chiar îmi plac cătușele astea, sunt foarte mișto. De seama, nu sunt cele mai rezistente, dar hei, gestul contează. Și am primit cătușile astea de la Aișe. Deci vă dați seama cât de mișto. Nu știu, mi se pare foarte mișto să dai niște lucruri amuzante și mai ales dacă este pe stilul omului. Pentru că foarte multe persoane nu înțeleg o glumă și e foarte important să știți dacă o persoană știe de glumă. Iar mie mi se par astea super mișto. Nu știu. Le ador, tot să le vedeți aici, că se vede mai bine pe alb. Oh, sunt foarte simpatice. Știu că i-am zis la un moment dat, da, mă, vreau cătușe de Crăciun. Da, păi, ce Doamne iartă-mă. La care, roșii sau negre? La care o negre, clar negre. Și după o zi, două, mă întreabă iar ceva de cătușe, sau nu mai știu cum a venit vorba, sau ce vorbeam noi. Și zic, da, mă, și cătușile alea așa roșii, știi, ca să fii crăciunistică. La care roșii? Și după aia mi-a zis, da, și roșii, da. Da, tot prefer negru dacă e să o luăm așa. Având în vedere că eu de fel ați văzut că am body-ul doar pe la roșu, că de fel am negru. În fine, nu contează. Dar sunt niște cătușe extrem de mișto, dar trebuie să am grijă unde pun cheile, pentru că nu cred că... Nu merge așa ușor cu ele. Stați un pic. Uitați că nu mă pricep așa bine. Vedeți, trebuie să am experiență și n-am experiența necesară. Stați așa, stați un pic, că n-am experiență. Aha, stați-mă, că eu v-am zis. Aha, gata, hai că am făcut bine, dar nu știam să-l deschid. Vedeți, nu? Vedeți că e mișto rău. Pam, pam, scos cătușa, pac, pac. Super, sunt chiar foarte mișto. Sunt destul de calitative. Bun, rezistă. Cred că deocamdată le țin aici în cutiuță. Și am mai primit, mi-am scris așa pe o foicică. Sper să fie un început de prietenie frumos. Scrie cu o chestie din asta, așa cred că v-am și filmat-o și mi-e greu să citesc după ce că sunt și chioară. Prietenie lungă și stai așa. Sper să fie un început de prietenie frumos sau o prietenie lungă și frumoasă. Clar. Crăciun fericit. Și pentru Ariciu Rux. Ariciu Rux Rux de la Aișe. Da. Și eu am zis că și eu am făcut așa. Întotdeauna, nu știu, v-am zis că oamenii care lasă câte ceva scris, mi se pare că e așa mai mișto. Bun. Așadar, am de la English Home această cănuță care arată efectiv genială. Eu m-am uitat la cănile, la cana de fapt, la cana Sabinei și mă uitam așa, bă, ăla e Moș Crăciun. Care stă cu capul în jos. Sunteți nebuni? Vreau și eu! Sunt mișto! Îmi plac cănile ciudate, iubesc cănile ciudate. Și uitați-vă la asta! Cât de frumoasă este! E genială! Uitați-vă și voi cu fularul ăsta care îi zburătăcește pe aici așa și cu Welcome Happiness. Aisha este o fată care mereu îmi dă bucurii, care mereu este chiar welcome happiness și mi se pare o cană perfectă și pentru cei și pentru cafea. Faptul că este, fiți atenți o chestie, cei care faceți cafea, dacă fundul cănii este mai mic, iese mai multă spumă dacă vă faceți nes, ca să știți. Că poate nu știați. Dar este superbă! Îmi place la nebunie și am văzut-o și eu. Dar nu mi-am cumpărat-o pentru că era ceva gen, băi, și așa trebuie să cumpăr o grămadă de cadouri. Nu mizam că poate mi-a cineva, dar am zis că, bă, clar, sunt sigur că o să primesc o cană. Și de multe ori știți cum e, nu ți-i ție și iei altcuiva, nu știu, eu una așa sunt. Când văd ceva ce-mi place mult și știu că trebuie să iau și cuiva ceva, prefer să mă las pe mine pe planul 2 și să iau acele persoane. Da. Mi-a zis că și îi place ceea ce am luat eu. Ce am luat eu? Eu i-am dat rimel de la BoxyCharm pentru că am dat comandă și a venit unul într-o cutie. Din acela, cum îl am și eu, ăla care se face sprâncenele bam, bam, în sus, așa, buc. Sunt cu creștișor. Așa. Un far de ploape de la Yves Rocher cu verde, cu un verde foarte drăguț, că știu că ea are turbanele alea ale ei, că ea, aici este turcoaică. Și are turbanele alea, așa, tot i-am făcut și turbanul, că n-am știut să mi-l fac eu. Și
Astăzi, de exemplu, avea turban roz, cu buze puțin roze așa și s-a dat și cu roz la ochi. Și erau dulce și numai că pe cu verde mereu și face, are un turban așa verzuliu super mișto. Și sunt sigură că o să-i vină perfect verdele ăla. I l-am dat și Nataliei, pentru că din nou mi se pare o culoare foarte mișto, foarte versatilă. Dacă vrei să fie mai dură, pui mai mult sau mai dai încă o dată și iese super mișto. Și rujile acelea de la Rimmel sau... cum știu, mi se pare că l-ați văzut sau ceva de gen, clar l-ați văzut, de la Superstay sau habar, nu mai am, știu că am luat și Danei. Așa, știu că n-are timp să uite pentru că e toată numai la muncă, numai cu să cumpere cadouri, o înțeleg. Așa, și o cană cu suculente. Cred că am filmat-o, ați văzut și voi. Și am mai luat, eu știți că mi-e plac foarte mult pietrele și chestiile de genul ăsta. Și am luat o piatră de cuarț roz. Cuarțul de fele roz și sper să-i placă. Am văzut că a pus-o și la gât. Mă bucur super mult. Bun, care am pus-o în cănuță. Așa, în altă ordine de idei, vreau să vă spun că vă mulțumesc super mult că ați vizionat acest clip. Singurul cadou pe care mi l-am făcut eu deocamdată este această brățară, care se asortează foarte bine cu unul din ceasurile mele preferate. Asta de aici. Am mai primit întrebări gen sau complimente pentru ceas. Vă mulțumesc. Știu ți-i drept că e frumos, că și mie îmi place, de alt și port. E un ceas normal. E un ceas, pur și simplu, din punctul meu de vedere, e un ceas frumos, elegant și bărbătesc un pic. Mie de fel îmi plac ceasurile de genul ăsta. Foarte rar mi s-a întâmplat să-mi placă un ceas cu cataramă metalică, foarte rar, dar depinde. Depinde ce și cum. Bun, cam atât am avut să vă spun și așa am vorbit 20 de minute. Oh, Doamne, Ruxandra! Cam atât am avut să vă spun, vreau și eu să mă demachez, să încep să editez și în foarte scurt timp să și randez, să postez. Vă mulțumesc super mult că ați vizionat acest clip, vă pup! Și să fiți cumiți pentru că trebuie să vină Moș Crăciun. Abia aștept. Vă pup!